suntem prietenii noștri dragi, vă salut în primul rând. Suntem împreună cu Alice Făiniță, o domnișoară extrem de talentată, o voce superbă. Dar de ce am început așa? Pentru că vreau să ne amintim, erai mică la un moment dat, nu? Ai fost și tu mică. Am fost și eu. Și Alice a venit împreună cu tăticul ei la noi, la Electrostar, la casa de producție Electrostar. Câți ani aveai atunci? Îți mai aduci aminte? Aveam vreo 7 anișori, cam așa cred că aveam. Eram mică. Și acum poți să ne spui câți ani ai? Acum am 18 ani, mă bucur de vârsta pe care o am și mi-o trăiesc din plin. Ai crescut și ai și studiat un pic de muzică în acești ani. Sigur că da, sigur. Studiez la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași, studiez cu doamna Stăleriu de la București, care a pregătit-o și pe Felicia Filip, studiez și cu Cezar Oatu și sper să se vadă. Deci pregătire în continuare, nu doar spectacole, pentru că ai avut un spectacol extraordinar, spunem noi. Noi ne-am ascuns în public, de altfel acest spectacol continuă. Tu ai încălzit atmosfera până în momentul în care a venit Marcel Pavel. Chiar Marcel Pavel a spus în această seară, îl citez așa din memorie, că există o legătură între voi, așa, în primul rând ca stil muzical. Și în al doilea rând, faptul că ești de aici, din zonă, sigur, Măgirești, Moinești, da? Da. Te simți acasă, da? Da, mă simt și mă bucur atât de mult că am revenit acasă să cânt, încât mi se umple sufletul de bucurie să cânt din nou acasă. În ultima vreme, noi, Televiziunea Exclusiv, te-am urmărit la mai multe spectacole, ne-am întâlnit, au văzut telespectatorii noștri și la Slănic Moldova și în alte localități. Cred că te bucuri că ești chemată la toate aceste manifestări. Mă bucur din tot sufletul că munca mea și tot ceea ce depun la un moment dat este și răsplătită și începe să fie răsplătită. Câteva cuvinte despre familia ta, dacă părinții au agreiat ceea ce faci tu. Câteva lucruri așa mai personale pentru băieții care urmăresc emisiunea noastră, da? Părinții, ce pot să spun despre părinți? Pur și simplu sunt viața mea, fiindcă ei tot timpul au fost alături de mine, m-au susținut cu tot ceea ce am avut nevoie și cu sfaturi și din punct de vedere financiar, că este foarte important, cu orice. Deci ei sunt totul pentru mine la momentul acesta. Da, spuneam pentru băieții care urmăresc de vârsta ta, ce pasiune ai în afară de muzică? În afară de muzică, păi... Cânt și la pian, tot legat de asta, ceea ce nu cred că știe multă lume. Pasiunii, îmi place foarte mult să not, să stau în aer liber, mai ales că eu, atunci când studiez, stau închisă într-o cameră și cu un pian. Îmi place foarte mult să evadez așa în aer liber și să mă plimb, să mă relaxez. Ce planuri de viitor ai? Hai să spunem în perioada imediat următoare. În perioada imediat următoare trebuie să îmi dau bacalaureatul, admiterea, urmează. Ai studiat? Te-ai pregătit? M-am pregătit, sincer să fiu, m-am pregătit de pe acum. Da, și să-mi dau bacalaureatul, sper să fie totul bine și apoi admiterea la Facultatea de Muzică la București. Să înțelegem că în continuare vrei să te pregătești, chiar dacă ai succes și la această vârstă, dorești să te perfecționezi. Un mesaj pentru telespectatorii Exclusiv TV. Vă iubesc din tot sufletul, vă mulțumesc că îmi sunteți alături mereu, vă mulțumesc și dumneavoastră și vă iubesc din toată inima. Mulțumesc! Și noi vă iubim, dragii mei. Iată, așa cum ne-a scris de foarte multe ori și pe adresa de e-mail, dar și pe pagina noastră de Facebook, am reușit să o găsim pe Alice Făiniță și iată, în această seară a fost alături de dumneavoastră. Eu îți mulțumesc tare mult, îți doresc mult, mult succes și să ne revedem și la alte spectacole. Mulțumesc mult, Doamne ajută! Mulțumesc!